Deschidem Scriptura la pagina 1147 și voi da citi la câteva versete ale Epistolului Pavel către Efeseni, capitolul 3, începând cu versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ, și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu, iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Cu promisiunea că acasă vom studia mai mult fiecare dintre noi, vrem să ne apropiem cu smerenie de acest cuvânt al lui Dumnezeu, să vedem ceea ce Domnul vrea să ne vorbească. Desigur, probabil ca și mulți alții dintre dumneavoastră, am fost și eu luat prin surprindere. Nu trebuia să fiu aici, sunt plecat de dimineață de vreme, sunt obosit, dar când am venit în casa Domnului și am văzut moleșeala, am zis că cel puțin eu trebuie să fiu mai proaspăt ca fiecare. Și aș vrea ca prospețimea Duhului Sfânt să ne cuprindă pe fiecare, amin. Stăm înaintea Domnului, așa plouat, și am vrea ca Domnul să lucreze, dar important și noi, care e atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu, și aș vrea ca Dumnezeu să ne cerceteze inimile, ființele noastre și să putem să dăm laudă lui Dumnezeu. Vom vorbi despre rugăciunea unui titan al credinței, Apostolul Pavel, și așa cum am învățat și noi la rândul nostru de la ucenici, care la rândul lor au avut nevoie să fie învățați de Domnul Iisus, s-au apropiat de El într-o prejoare și probabil au văzut rugăciunea Domnului Iisus, cum erau cu foc, așa cum amintea și frate la timpul de rugăciune, și s-au apropiat Domnului și a spus, Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Și vedem de asemenea noi convertiți, cei care vin la credință, sunt așa de șovăienici în lucrul acesta și ne întreabă pe noi, oare cum ar trebui să mă rog ca Dumnezeu să mă asculte? Știți care e răspunsul nostru? Roagă-te direct lui Dumnezeu exact ceea ce ai nevoie. Fă o conversație cu Dumnezeu. Și îl învățăm, roagă-te simplu, exact de ceea ce ai nevoie, fără prea multe formule. Așa-i sau nu? Numai că nu o facem noi. Așa îi învățăm. Domnul să ne ajute. Dar am văzut de pagina Sfintei Scripturi că așa cum în toate lucrurile, și în rugăciune este nevoie de maturitate. Este nevoie să lăsăm pe Duhul Sfânt să se roage prin noi. Este nevoie ca rugăciunile noastre să fie tot mai proaspete, să fie mereu și mereu împrospătate. Să nu fie un tip, acela un șablon, când închidem ochii și începem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu cuvinte care de atâtea ori le-am folosit și ne vin natural în noi, în fiecare dintre noi. Rugăciunea se învață și am văzut, și dacă citim pe pagina Sfântului Scripturi rugăciunea ale oamenilor lui Dumnezeu, cred că începem să ne îndrăgostim tot mai mult de rugăciune. Nu o vom face dacă nu vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Poate fiecare dintre noi am învățat rugăciune într-o parte și în alte expresii și nu e rău lucrul acesta. Desigur, cuvântul lui Dumnezeu ne dă atâtea și atâtea modele, dar privind spre rugăciunea lui Pavel am înțeles că omul acesta sau rugăciunea aceasta este exemplul unei rugăciuni a unui om matur spiritual. Și hai să privim de la început care sunt pașii sau ceea ce se roagă Pavel. Spune așa, iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în cerul și pe pământ. Și aici vreau să fac o specificare, cred că nu este cazul la noi, dar este încă o dovadă prin care Apostolul Pavel spune că singura rugăciune sau rugăciunea ascultată este rugăciunea făcută în numele lui Iisus Hristos, slăvit să fie El. Atunci când îmi plec genunchi înaintea lui Dumnezeu, eu știu că am trecere liberă înaintea tronului de slavă și am spus de atâtea ori și am repetat și cred că fiecare dintre noi știm lucrul acesta, îi mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem, că putem să îngenunchem și să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte, slăvit să fie El. Dacă ne-am fi născut sau dacă am fi rămas, cum este cazul meu, într-o familie de religie tradițională ortodoxă, probabil la ora aceasta m-aș fi chinuit încă cu fel și fel de rugăciuni, cu fel și fel de sacramente, cu fel și fel de ritualuri, necrezând într-un Dumnezeu viu, care privește spre mine și ascultă rugăciunea mea. Și de aceea îi mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima că pot să mă rog și El ascultă rugăciunea mea, slăvit să fie El. Și în primul rând, Pavel se roagă așa. Îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Primul lucru pentru care se roagă Pavel și aș vrea așa de mult ca fiecare dintre noi să luăm exemplu în rugăciunile noastre și să ne rugăm pentru astfel de motive de rugăciune, este pentru întărirea omului din lăuntru. Vedeți, Pavel
Știe nevoile lor, știe care sunt problemele lor, știe probabil și-a auzit de anumite boli din mijlocul lor, anumite probleme, încercări, multe și multe lucruri pentru care a putut să se roage. Dar înțelege atât de bine că lucrul esențial pentru fiecare creștin care vrea să se maturizeze în Hristos este creșterea în omul dinăuntru. Noi ne preocupăm foarte mult de omul din afară, nu este rău lucrul acesta, dar nu este bine să cădem într-o pantă a narcisismului, al egoismului, în care să îngrijim foarte mult de corpul acesta din afară. Spune Apostolul Pavel, tot el, că omul acesta din afară trece, dar ceea ce rămâne și are valoare în ochii lui Dumnezeu este omul dinăuntru. Și aș vrea așa de mult ca fiecare dintre noi să putem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne întărească în omul dinăuntru. Ne rugăm pentru trupul acesta, ne rugăm foarte mult pentru nevoi, pentru lipsuri materiale, pentru boli, dar este așa de important să avem înaintea ochilor noștri în vedere că este important ca omul nostru dinăuntru să fie întărit. Doamne, ajută-ne lucrul acesta. Repeta de asemenea, frate, la timpul de rugăciune că înaintea lui Dumnezeu când vii nu este bine să venim cu podoabele acestea din afară crezând că prin acestea am putea face ceva înaintea lui Dumnezeu. Nu este bine forma rugăciunilor. Nu este bine exteriorizarea anumitor lucruri, cât este important că Dumnezeu privește înăuntrul nostru și dacă este un om, omul spiritual, dacă sufletul nostru este mic, nu este însetat după Dumnezeu, nu cred că Dumnezeu îi face plăcere lucrul acesta. De aceea, pe lângă îngrijirea trupului, ca să fie curat, să fie spălat, să fie îngrijit ca oamenii să nu se retragă din calea noastră, cred că cel mai bine și cel mai mult ar trebui să ne preocupăm de creșterea omului dinăuntru și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Care este scopul pentru care Pavel se roagă al creșterii omului dinăuntru? Și vedem în versetul următor, sau în același verset. Prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Și acesta este al doilea motiv al rugăciunii lui Pavel. Este important să fim întăriți în omul dinăuntru, adică să se facă acea curățire despre care vorbește Domnul Iisus într-o pildă despre omul care este cuprins de duhuri, este eliberat, casa este eliberată, casa este măturată, curățată. Și spune acolo că se întâmplă ceva. La un moment dat, duhul acela care este alungat din casă vine înapoi la casă, o găsește goală, o găsește măturată și el ia cu el alți demoni și intră și locuiesc în casa aceea. Și omul acela devine mai rău decât starea lui inițială. Și mult timp am frământat cu lucrul acesta. De ce, dacă această casă a fost măturată, a fost curățată, de ce s-a întors duhul acolo? Și tocmai răspunsul avem în lucrul acesta, în al doilea motiv al rugăciunii lui Pavel. Pentru că Hristos nu locuia pe deplin în casa aceea. Ăsta este motivul pentru care duhul acela s-a întors din nou în casă. Casa era curată, casa era goală, din păcate. Nu era Hristos în ea. Apostolul Pavel ne învață să ne întărim, să ne rugăm pentru întărirea omului dinăuntru, pentru că atunci când omul dinăuntru este întărit, Hristos să locuiască pe deplin în fiecare dintre noi. Știi că Domnul Iisus a spus, eu am venit în lume, în lumea aceasta, ca să aduc hrană, ca oile mele să aibă hrană și să o aibă cum? Din belșug. Adică Hristos să locuiască în totalitate, în plinătate în fiecare dintre noi. Și acum este provocarea fiecăruia dintre noi să ne gândim dacă Hristos l-am primit în inimă fiecare dintre noi. Probabil mulți vei spune că da, fiindcă procesul nașterii din nou a avut loc în fiecare dintre noi. Spune Apostolul Ioan în Ioan 1:12, dar tuturor celor ce l-a primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și ăsta este primul pas, să crezi în Domnul Iisus Hristos, să crezi în jertfa Lui și în Hristos invitat să locuiască în tine. Dar nu-i de ajuns. O viață trăită împreună cu El de belșug presupune mult mai mult. Presupune că eu să-i dau voie să domnească în fiecare domeniu din viața mea și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Asta înseamnă ca El să intre pe deplin în viața mea. Nu ca un musafir în chirie, nu ca un domn, cum spunem noi, dar să nu-i dăm toată stăpânirea în inima noastră, ci El să intre ca stăpân și domn și să aibă acces la toată inima noastră. Doamne, ajută la lucrul acesta. Și atunci ne devine mai greu să ne rugăm în felul acesta, pentru că inima noastră e lipită de anumite lucruri. Pentru că eu îl vreau într-adevăr de pe buze ca Hristos să vină să locuiască în toată plinătatea în viața mea. Dar acolo în inima mea mai am lucruri care n-aș vrea să-i le dau în totalitate. Și acum intrăm într-un proces de cercetare a ființei noastre și ne gândim. Oare lucrul acesta sunt gata să îl dau lui Hristos? Oare în domeniul acesta sunt gata să-i permit să vină El să aibă domnia totală? Vedeți, de multe ori Duhul Domnului ne cercetează cu privire la un cuvânt, cu privire la un lucru din viața noastră, cu privire la o plăcere pe care noi nu, la care noi nu vrem să renunțăm. Și atunci ce facem? Ne simțim cercetați, spune că da, Domnul ne-a vorbit,
Dar când trebuie să luăm decizii în rugăciunea noastră, ne este așa de greu să spun: Doamne, vreau ca de azi înainte să-ți dau și locul acesta ție. Să fii tu Domn și asupra acelui lucru. Pentru că ne place. Pentru că vrem, când ne întoarcem acasă la lucrul acela, să-l avem acolo, să ne jucăm cu el, să stăm cu el, să petrecem timp cu el, și ne plac lucrurile acestea. Și Hristos, și de multe ori îl chemăm și spunem: Doamne, am vrea ca Tu să fii stăpân. Doamne, noi Te proclamăm ca Domn, cântăm, și de multe ori ne rugăm felul acesta: Doamne, noi Te proclamăm ca Domn al vieții noastre. Dar știți cum vrea să intre Hristos? Hristos vrea să intre în totalitate. Hristos vrea să intre ca stăpân și ca Domn, și Doamne, ajută-ne să-i dăm voie. El nu locuiește împreună cu firea pământească. Apostolul Pavel în Galaten vorbește despre o luptă interioară care se dă totdeauna în noi. Firea pământească este totdeauna împotrivă cu Duhul Sfânt. Și spune acolo Apostolul Pavel: să nu se înșele cineva. Dacă tu investești, dacă lași ca firea pământească să rodească în viața ta, nu te aștepta ca roadele tale să fie frumoase. S-a spus la timpul de rugăciune despre oameni care au curajul să vină să se roage înaintea lui Dumnezeu și ei inima lor nu pot ierta, nu pot iubi. O inimă plină de dragostea lui Dumnezeu nu face așa ceva. O inimă plină de dragostea lui Dumnezeu, cercetată de Dumnezeu, este gata să renunțe la lucruri care știu că nu-i plac Domnului. Lupta aceasta, dacă suntem încă pe calea credinței, fiecare dintre noi o ducem. Spuneam odată unui frate că am văzut că de multe ori în viața mea, atunci când sunt gata să renunț la luptă, când nu mă mai rog, când nu mai citesc din cuvântul lui Dumnezeu, când fac ce-mi place, parcă lucrurile merg mai bine. Și i-am spus: da, pentru că asta înseamnă lipsa luptei. Atunci când renunți să lupți, diavolul nu mai are nimic cu tine. Și starea îi place lui să fie acolo așa. Numai că se întâmplă ceva. Ție ți se pare că lucrurile merg bine. Până la un moment când, atunci când întorci spatele lui Hristos și când nu mai ești sub privirea lui Dumnezeu, încep să năpădească asupra ta fel și fel de probleme, fel și fel de nenorociri, și atunci îți aduce aminte: într-adevăr luptam odată, dar atunci când luptam aveam pace în inimă, slăvit să fie Domnul. Știți că atunci când suntem gata să luptăm și luptăm lupta aceasta spirituală, Dumnezeu ne binecuvintează cu pace? Asta este deosebirea între noi și cei din lume. Mărturisea o fată acum când a fost în țară și spunea așa: ceea ce m-a întors pe mine la Hristos a fost următorul lucru. A fost la o fată creștină să mă tund, și în timp ce mă tundea, fata aceasta îmi povestea cum câteva zile în urmă a avut o pierdere a sarcinei. Și ea vorbea așa cu o pace și o liniște, și lucrul acesta m-a tulburat. Și am spus: cum tu poți să stai liniștită cu lucrul acesta? Și a spus că da, viața mea e în mâna lui Hristos. El locuiește în mine și face ce vrea cu viața mea. Și fata aceasta a crezut că își bate joc, și femeia aceasta și-a pierdut mințile. Și apoi a întrebat și pe rudele ei și au spus: nu, ea este liniștită pentru că Hristos i-a dat pace. Lucrul acesta a cercetat-o așa de mult că a venit în biserică. Și acum din noiembrie îl slujește pe Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Asta ne diferențiază pe noi de cei din lume. Atunci când Hristos locuiește pe deplin în viața mea, El îmi dă pace și pot ca lupta aceasta spirituală să o duc împreună cu El. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Omul din lăuntru, spuneam că trebuie locuit. Și haideți să vedem mai departe care este a treia motivație a Apostolului Pavel pentru rugăciune. Pentru că, având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care sunt lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos. Al treilea lucru pentru care se roagă el este pentru pricepere și cunoaștere, adică pentru discernământ spiritual. Vedeți, noi avem foarte multe informații și mă uitam, meditam așa în ultimul timp, și mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima pentru lucrul acesta. Mi-am dorit din toată inima, venind în biserica aceasta, și am văzut că foarte mult se axează pe muzică și tinerii toți pe muzică, să cânte la un instrument. Și puțin vedeam care se axau și luau cuvântul lui Dumnezeu în mână și vroiau să meargă pe linia aceasta. Dar în ultimul timp Dumnezeu scoate oameni și Dumnezeu va continua să scoată, binecuvântat să fie El. Oameni care să se apropie de cuvântul lui Dumnezeu în mod special. Și am văzut că în ultimul timp cunoștința crește și priceperea crește, și mulți îți spun: frate, dar eu știu tot ce se vorbește, el dinainte știe. Când se citește cuvântul, deja știe totul. Și știm mulți și cunoaștem mulți. Dar știți care este diferența între un om spiritual și un om care cunoaște mult? Este că omul acela spiritual are discernământ spiritual din partea lui Dumnezeu. Ceea ce cunoaște, ceea ce a citit din cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce a auzit, Dumnezeu îi dă înțelepciune și pricepere cum să aplice în viața lui. Asta e diferența. Pentru că poți să fii cu capul mare, să cunoști multe și să nu trăiești și să nu fii al lui Hristos. Nu este important ca ceea ce cunoaștem și ceea ce pricepem să o folosim pentru creșterea noastră spirituală? Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Cât ne rugăm pentru lucrul acesta?
pentru pricepere, ca să putem cunoaște dragostea lui Dumnezeu. În ultimul timp s-au făcut multe speculații aici și pentru că s-au făcut la nivelul bisericii, trebuie să le vorbim despre dragoste, nu-i dată, e turnată, nu-i luată. Câți dintre noi ne-a rugat, așa cum se roagă Apostolul Pavel? Doamne, dă-mi pricepere. Doamne, vreau să cunosc dragostea Ta. Nu vă cunoaște toată, în totalitate, pentru că nu putem cuprinde dragostea lui Dumnezeu. Dar atât cât putem cunoaște, cât ne descoperă Dumnezeu, cât ne rugăm pentru lucrul acesta? Sau ni-i teamă? Știți că harul lui Dumnezeu, spunea cineva, am citit o carte, spunea că parcă lui Dumnezeu ar fi putut să-i pară rău, că El a dat harul acesta a iertării păcatelor înainte. Adică știm că Dumnezeu ne-a iertat și păcatele trecute și cele care le vom face. Care om de pe pământul acesta îți dă iertarea înainte? Înainte să-i faci un rău. Dumnezeu a făcut lucrul acesta, a riscat, dar a făcut-o prin harul Său, binecuvântat să fie El. Eu știu că am iertare prin jertfa Domnului Iisus Hristos și am justificare prin El. Păcatul care eu l-am înfăptuit, eu sunt iertat de el, dar trebuie să-l recunosc, să-l mărturisesc înainte lui Dumnezeu. Se spunea tot la timpul de rugăciune, să iertăm pe cei care ne-au greșit, să trăim în pace cu toți frații, pentru că rugăciunile noastre sunt împiedicate. Dar stai, frate, dar tu știi ce mi-a făcut el mie? Oricât de mare rău ți-a făcut, nu se poate compara cu ceea ce Hristos ne-a iertat fiecare dintre noi. Dacă nu mai gândesc așa, sunt departe de Hristos. Dacă eu nu mai gândesc așa, că Dumnezeu mi-a iertat mult mai mult decât pot să ierte o fratelui meu, sunt departe de Hristos. Doamne, dă-ne înțelepciune să ne rugăm în felul acesta, cum se roagă Apostolul Pavel. Ca să cunoască lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei. M-am gândit la dimensiunile acestea. Spuneam că nu le vom putea pricepe. Este o cântare pe care o cântăm noi des, nu vom înțelege niciodată cât de mare e iubirea Lui. Și nu o vom înțelege pe pământul acesta. Este exact dimensiunea a ceea ce a făcut Domnul Iisus pe cruce. Și a întins mâinile ca să cuprindă toată omenirea aceasta. Spune așa că, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul Fiu ca oricine crede în El să nu piară. Oricine crede în El să nu piară. Fiecare dintre noi, atât timp cât avem viață în noi, avem speranța că Hristos ne primește, binecuvântat să fie El. Lărgimea dragostei lui Dumnezeu este imensă, nu o putem pricepe. Noi de multe ori rămânem mirați și spunem, Doamne, în situația aceasta știu că mi-aș fi meritat o pedeapsă aspră. Și am avut parte de dragostea Ta. Cum mărturisea odată un frate. Mă simțeam cu musca pe căciulă și știam, numai eu știam ce am făcut. Și m-am dus undeva unde era un vas de lucru. Și Dumnezeu mi-a vorbit așa de frumos, într-un mod așa de înălțător, m-a ridicat și m-a îmbărbătat și spunea, dar oare cum sunt lucrurile acestea? El s-ar fi așteptat ca Dumnezeu să tune și să fulgere asupra Lui. Vedeți cum ne ridică Hristos? Cum înțelege dragostea lui Dumnezeu omul? Noi nu o facem așa. Binecuvântat să fie El. Care este înălțimea dragostei lui Dumnezeu? Știți cum o înțeleg eu? Domnul Iisus s-a dus acolo sus în cer ca să ne pregătească un loc. Și noi când cântăm, când ne rugăm, când ne adunăm la părtășie, gândul nostru este sau ar trebui să fie acolo sus. Gândul meu și gândul nostru trebuie să fie la El, slăvit să fie Domnul. El a plecat acolo, eu speranța nu mi-am pus-o în viața aceasta de pe pământ. Criza aceasta din ultimul timp ne-a ajutat un pic în privința aceasta, a făcut să ne mai desprindem de lucrurile acestea pământești. Nu mai poți să-ți faci planuri, nu mai poți să-ți faci proiecte de viitor cum ne făceam înainte. Dar din păcate ne influențează și în privința investițiilor spirituale. Ne-a oprit în a investi în copii, ne-a oprit în a investi în viața viitoare. Avem o frică, stăm pe loc. De ce lucrul acesta? Dumnezeu ne vrea să înaintăm. Eram mic și mi-aduc aminte un frate bătrân predica în biserica noastră și a terminat așa predica lui, plângând. Și m-a mișcat lucrul acesta. Nu știu dacă era fratele, că tu nu mi-aduc aminte. Și a spus așa, fraților, vă îndemn un lucru. Puțin câte puțin și plângea fratele, dar urcați, înaintați. Vă rog frumos, nu mă opriți pe loc, nu dați înapoi. Puțin câte puțin, dar urcați. Vrem să ajungem acolo tot sus, slăvit să fie Domnul. Dar nu putem trăi oricum. Adâncimea dragostei lui Dumnezeu este că a plecat până în mocila păcatului, până în groapa cea mai de jos. Și sunt mulți care mărturisesc și spun, pe mine Dumnezeu m-a scos de jos, tare de jos. Alții spun, eu n-am făcut nimica, n-am făcut niciun rău, n-am dat în cap la nimeni. Vedeți cum se raportează unii la dragostea lui Dumnezeu, la jertfa lui Dumnezeu și cum se raportează alții? Până când nu ți-a făcut cercetarea Duhul Sfânt și nu te-a conștientizat că ești un păcătos, nu vei recunoaște niciodată nevoia de un Hristos.
Dar atunci când conștientizezi că ești un păcătos, vei mărturisi că Dumnezeu te-a scos de groapă, de jos. Și ți-a pus piciorul pe stâncă, slăvit să fie Domnul. Să ne rugăm pentru lucrurile acestea. O dragoste care ne umple din tot ce are El, binecuvântat să fie Domnul. Să ne rugăm pentru omul din lăuntru, ca Hristos să locuiască pe deplin în noi. Să ne rugăm pentru cunoaștere, pentru a pricepe dragostea lui Dumnezeu. Și continuă Apostolul Pavel. Versetul 17. Pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste. Lucrul acesta mă face să înțeleg că Apostolul Pavel se ruga pentru statornicia efesenilor. Știm că bisericile care le-a înființat Pavel au avut momente în care se clătinau, momente în care din pricina unor oameni care veneau și vesteau o altă evanghelie, erau deja în dubii și se clătinau în credința lor. Și toate bisericile Pavel, majoritatea, și corinteni, și efeseni, și galateni, a trebuit să ori să-i mustre, ori să-i îndemne, să păstreze credința, să rămână tari. Și spune aici despre rădăcină, vorbește despre temelie și lucrurile acestea nu sunt altceva decât statornicie, nu sunt altceva decât a avea înfipte rădăcinile adânc în cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta văd că este al patrulea lucru pentru care Apostolul Pavel se roagă. Pentru statornicia lor, se roagă pentru ca credința lor să nu se micșoreze, credința lor să nu fie abătută. Și asta și m-am gândit cât de mult a fost apreciat, se citea și la timpul de rugăciune despre pilda polilor, cât de mult apreciază Dumnezeu credincioșia unui om, statornicia unui om, să rămâi același tare în lucrarea ta, cât de ușor este să te lași, cât de ușor este să fii necredincios în lucrurile mici mai ales, cât de ușor este să nu fii statornic, să cazi de oboseală. Și Dumnezeu apreciază și Dumnezeu iubește oamenii care sunt credincioși Lui. Oamenii care ceea ce i-a încredințat, oamenii care cu ceea ce i-a încredințat Dumnezeu lucrează pentru slava și gloria Lui. Dar am învățat un lucru, că rădăcina, că temelia sunt cuvântul lui Dumnezeu. Și că nu voi putea altfel, fraților. Și poate dacă voi fi puțin mai aspru, vă rog să nu mi-o luați în lume de rău, ci să o luați ca o mostrare din dragoste. Dacă noi nu citim cuvântul lui Dumnezeu și ne hrănim doar cu predici, doar cu ceea ce ascultăm aici, în casa lui Dumnezeu, sau poate ce mai asculți la radio sau alte predici, asta nu înseamnă că ai rădăcinile înfipte adânc. Și nu te mira că fiecare vânt, că fiecare furtună te doboară la pământ. Dacă nu avem rădăcinile înfipte în cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ne tragem seva din El, le dă Domnul Iisus un exemplu atunci când se termină cina cea de taină. La Ioan 15, după ce ies afară și pleacă și probabil s-au dus într-o vie pentru că Domnul Iisus le dădea exemple concrete, vorbește despre Hristos ca viță, vorbește despre mlădiță și spune așa, că despărțiți de mine sau dezlipiți de mine nu puteți face nimic și că dacă vreau să am viață împreună cu El și creștere împreună cu El, trebuie să rămân în El, să-mi trag seva din El. Cum avem curaj să trăim despărțiți de Hristos? Cum avem curaj să trăim despărțiți de cuvântul lui Dumnezeu și să pretind biruință? Poate vei spune că munca nu-mi permite, timpul nu-i de ajuns. Am mai spus odată lucrul acesta, mie mi-e frică să mai spun în ce privește lucrarea lui Dumnezeu, nu am timp. Probabil dacă îmi va spune cineva, vreau să vin până la tine cu un lucru oarecare sau hai să facem ceva, poate îi voi spune, nu am timp. Că așa ne-am obișnuit. Dar încerc să mă feresc să spun atunci când ceva spune, hai să facem un studiu biblic sau să citesc din cuvântul Dumnezeu sau să mă rog să mai spun că nu am timp. Pentru că am înțeles că Dumnezeu ne face să avem timp, tot din dragoste pentru fiecare dintre noi. Dar așa e de frumos să citești, să mă rog atunci când vreau eu. De ce să o fac pe un pat? De ce să o fac într-o împrejurare în care să fiu forțat? Aș vrea să o fac din dragoste pentru Dumnezeu. Și am înțeles că răspunsul acesta la dragostea Lui este și în aceasta. Să fac lucruri la care căruia fierii pământești nu-i place. Pentru că eu sfidez pe oricine de locul acesta care îi place și îi vine așa natural să se roage, să citească, să postească. Sunt lucruri care sunt contrare fierii pământești. Dar asta face parte din lupta mea, face parte din disciplinarea noastră, ca să fim mai aproape de Dumnezeu. Nu că lucrurile acestea îi plac Domnului ca și niște canoane. Dacă mă rog și citesc regulat cuvântul lui Dumnezeu, sunt mântuit sau am ceva din partea lui Dumnezeu. Nu! Mântuirea este prin har și atât. Dar lucrurile acestea mă apropie de El și eu sunt bucuros să fiu tot mai mult în prezența lui Dumnezeu. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. A fost acum în țară și vorbeam cu
Era în mașină cu fratele Nicuță și a spus, pentru că Matale și mai în vârstă și ai mai multă experiență, povestește-mi cum e cu vița de vie. Spune acolo că vița de vie o curăță, vierul se îngrijește de el și nu trebuie să vă spun că înțelegeți fiecare că vierul este Dumnezeu. Noi suntem mlădițele și la un moment dat se spune că anumite mlădițe cad jos pe pământ, se blegesc așa și vin murdărite de pământ, încep să se veștejească și vine vierul frumos și le curăță frunzele și le ridică puțin și le leagă și vițele acelea prind viață din nou. Sunt anumite vițe care se înmulțesc așa de tare și frunza lor este așa de mare și natura lor este să se întindă, să se expandeze foarte mult. Dar nici lucrul acesta nu-i bun, pentru că soarele nu mai poate pătrunde la fruct și să aducă fructul bogat și rodul bogat. Și atunci vierul ia foarfeca și taie, știe unde să taie mlădițele. Știm că curge sevă, că nu-i plăcut operația, nu-i plăcută, dar tocmai este pentru ca vița aceea să aducă mai mult rod. Noi suntem în casa lui Dumnezeu și fiecare dintre noi ne rugăm sau ne-a rugat pentru creșterea spirituală. Atunci când ne rugăm pentru lucrul acesta, dacă o face din toată inima, să știți că vor interveni operații la care nouă nu ne place. Operații la care vom avea de suferit, dar sunt pentru că aduce rod mai mult pentru stăpânul. Câți dintre noi avem puterea și maturitatea lui Pavel să ne rugăm în felul acesta? Trebuie să o facem, fraților. Știți că Domnul Iisus aducea ca exemplu copilași în fața ucenicilor, spunea așa, până nu vă veți face ca și acești copii, ca și acești micuți, nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Oare la ce se referea Domnul Iisus? Se referea la starea de prunc, că nu trebuie să mai crească? Nu! Că Pavel e mus la un moment dat și spune că voi de mult trebuia să, la rândul vostru să învățați pe alții și încă stați acolo și vă hrăniți cu bucate slabe, cu lapte. La ce se referea? Copii la minte? Nu! Pentru că la fel apostolul Pavel mustră în privința aceasta. Dacă am fi oameni înțelepți, ne-am gândit așa, că Domnul Iisus, atunci când spunea să fim asemenea unui copilaș, se referea la capacitatea lor de a se ierta unii pe alții, capacitatea lor de a face, pentru că, haideți să fim sinceri, să recunoaștem, știm că sunt copii care nu ascultă, dar copilul în general, atitudinea lui este de a face ceva. Probabil de multe ori greșim noi ca părinți și spune, dar așa se face lucrul acesta, în loc să-l încurajăm, că lucrul acesta a fost făcut într-un fel, după capacitatea lui. Așa facem și noi, Dumnezeu ne cere ceva și noi credem că a răsturnat munții, dar cred că în ochii lui Dumnezeu este un lucru destul de stângaci. El binecuvintează lucrarea noastră. Copilașii mai au un dar. Atunci când știi să-i motivezi, nimic nu-i mai oprește din țelul lor. Dacă știi să fii un bun motivator ca părinte, nimic nu-i mai oprește din țelul lor. La asta ne îndemna să fim Hristos ca niște copilași. În rest, în credință, noi trebuie să creștem. În maturizare spirituală, noi trebuie să creștem. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Vom face această rugăciune și aș vrea să luăm ca model rugăciunea lui Pavel. Să ne rugăm în inima noastră pentru creșterea omului din lăuntru. Pentru ca Hristos să locuiască în toată plinătatea în fiecare dintre noi. Ne rugăm pentru cunoștință și pricepere, discernământ spiritual, ca să putem înțelege dragostea lui Dumnezeu. Atunci când vom înțelege dragostea lui Dumnezeu, vor fi multe bariere, multe bariere se vor da la o parte dintre noi, fraților. Multe lucruri le vom vedea mult mai limpede. Să ne rugăm pentru statornicie. Să ne rugăm pentru credincioșie. M-am speriat de câte ori este scris pe pagina Sfântului Scripturi despre bunătatea și credincioșia. Sunt două lucruri legate împreună. Dumnezeu este un Dumnezeu credincios, slăvit să fie El. Și vrea ca fiecare dintre noi să fim credincioși în lucrul care le-am credințat. Și apoi vrem să încheiem cu cuvintele acestea. Ceea ce face Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Eu care îmi dau toată inima lui Hristos. Eu care recunosc și spun domnia ta să fie în viața mea. Facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Când mă rog rugăciunea aceasta înseamnă că îi dau voie stăpânului, care acolo sus în cer rânduiește toate lucrurile, să o facă și aici, să o facă și în viața mea. Când rostesc rugăciunile acestea, am curajul să spun și ca Pavel, să cred ca și Pavel. Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Haideți să ridicăm în picioare. Vreți să venim în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu? Și așa cum am spus, să facem această rugăciune exact cum a făcut apostolul Pavel. Nu este greșit să ne rugăm după modele biblice. Probabil este mult mai greșit să ne rugăm după tiparele noastre.
Haideți să avem curajul să cerem lui Dumnezeu ajutor pentru maturizarea spirituală. Să avem curajul să trecem, să urcăm o treaptă mai sus. Să nu rămân la nivelul acela de jos, când de fiecare dată mă împiedic. Vin duminica aici în casa lui Dumnezeu, mă bucur, plec de aici și luni zbiruit, trântit la pământ. Să nu-ți mai dorești lucrul acesta. Și poate ai încercat și ai căutat într-o parte și în alta sfaturi, dar de fiecare dată ai vrut sfaturile ca să-ți placă inimii tale. Dacă frații ți-au spus că uite așa se face, așa se face și ție nu ți-a plăcut, ai vrut altceva, mai modern, mai ușor. Nu se poate așa, fraților. Erau odată niște tineri și știți întrebările lor, sunt cam aceleași. Frate, cum reușesc să biruiesc mai ușor ispita sexuală? Și fratele acela s-a gândit un pic și a spus, dar tu îți dorești din toată inima lucrul acesta? Cât de tare îți dorești tu să scapi de lucrul acesta? Pentru că atât de mult cât îți dorești sau atât de tare cât îți dorești lucrul acesta, eu pot să-ți răspund. Și continua fratele și dădea câteva exemple practice. Dar știți că asta înseamnă îndepărtarea de anumite lucruri? Știți că înseamnă tăierea radicală a anumitor lucruri? Dar nu ne plac. Nu ne plac. Noi am vrea să ne lăfăim ochii în tot felul și apoi să fim biruitori. Dar nu se poate. Suntem gata să-L slujim pe Dumnezeu cu adevărat? Atunci Dumnezeu ne va da biruință, binecuvântat să fie El. Știți că celui care se roagă pentru putere, Dumnezeu îi dă dacă vrea într-adevăr. Dar dacă o faci de pe buze, mâine vei fi biruit din nou. Haideți să venim rugăciunea ta lui Dumnezeu. Doamne, vrem să fim biruitori împreună cu Tine. Haideți să ne rugăm.